Infrastructura rutieră a Slatinei va fi refăcută în totalitate în următorii ani. Asfaltarea peste 100 de străzi din oraș a fost prinsă într-un contract cadru, iar lucrările sunt în toi. Deja unele zone au fost refăcute în totalitate. Strada Toamnei este una dintre străzile la care au început lucrările din vară, iar acum aici se poate circula în condiții decente. Deja am terminat asfaltarea, mai avem de ridicat la nivel gurile de canal în tot ce înseamnă zona Toamnei. Deja ne-am mutat în spate pe strada textilistului. Asfaltările merg foarte bine. În perioada aceasta au fost demarate și asfaltările în cartierele de case, iar în curând, după ce vor fi eliberate toate avizele, vor intra în lucru și străzile Grivița, Ion Moroșanu și cartierul Teilor. În viitor vom semna pentru străzile Griviței, Ion Moroșanu, în partea de jos a orașului, și pentru cartierul Teiului, acolo în jurul școlii de poliție, acolo sunt mai multe străduțe, Liliacului, Cazărmii, Teiului propriu-zis, cartier, și ce a mai rămas din Caloianca, deci este un areal destul de mare. Iar în această toamnă vom executa din ele ceea ce se poate, adică până încep ploile, frigul, etc., condiții meteo nefavorabile. Municipalitatea dorește ca anul acesta să înceapă lucrările și pe centura Basarabilor cu prelungire pe baraj. Acest tronson de drum va fi foarte circulat în momentul în care vor începe lucrările la podul Olt. Strada Basarabilor către râul Olt, încercăm să o scoatem în toamna asta, să o semnăm și vom, la fel cum spuneam ca și la celelalte, în funcție de autorizație și de proiect, vom da drumul cât mai repede la lucrări. Aceste străzi sunt cuprinse în acordul cadru pentru asfaltare, un contract cu o valoare de aproximativ 100 de milioane de lei, prin care se vor moderniza 108 obiective. Lucrările vor fi făcute între 2019 și 2023, iar orașul a fost împărțit în 3 loturi. Pe lângă lucrările propriu-zise de asfaltare a străzilor, se vor lărgi și unele alei, vor fi schimbate bordurile, se vor face lucrări la trotuare și spații verzi.